Sfârșitul săptămânii, Fuego a cântat într-unul dintre cele mai mari cluburi din capitală și surpriza a venit când mulțimea de spectatori, de toate vârstele, i-a fredonat melodiile. Dar știu oare admiratorii săi ce meserie ar fi avut Fuego după absolvirea liceului din orașul natal? Urmează unul dintre cele mai sincere interviuri ale artistului, în exclusivitate la Extra Night Show. Ai terminat liceul Dr. Ion Rațiu din Turda, da? Unde știi că Dr. Ion Rațiu? Hai să vă spun un secret, n-am spus niciodată chestia asta. Vrei să știi ce, ca profesie ce eram? Lăcătuș mecanic eram! Asta e tare de tot. Dar asta e exclusivitate, da? Exclusivitate. Eu, la bază, sunt lăcătuș mecanic. Dacă mă pui acum să fac lăcătușerie, cred că aș da greș, știi? Nu mai ai putea să deschizi un lacăt sau, mă rog, să... Bineînțeles, asta da, lucrurile astea elementare. Să bați un cui în perete? Da. Da, să mă pricep. Adică fac lucruri. Fierăstrău ai tăiat vreodată? Nu. Nu, în schimb... cum se cheamă chestia de o prindeai pe masă? De... Menghină. Menghină. Ne puneam să facem chei. Acum, parcă nimeni nu și l-ar putea imagina pe Fuego cu halat și cu un creion după ureche. Acum ai devenit celebru. Spune, te rog, ești activ pe aceste rețele de socializare? Ai fan cluburi în țară sau ai doar un singur fan club în Turda sau altă localitate? Sunt ultimul artist din România care și-a deschis pagina de Facebook, asta să ții minte, de la mine acum 5 ani. De-abia reușesc seara să scriu pentru dimineața pe pagina mea. Deci tu le scrii, da? De obicei fac două postări pe zi. Nu e cineva care ți le scrie? Nu, eu le scriu, Nu mai spun până am învățat să scriu, acum vreo 6 ani, dar mă descurc acum, știi? Poate multă lume s-a întrebat cum a reușit Fuego să dea jos surplusul de kilograme. Am renunțat la tot ceea ce este făinos, am renunțat la carbohidrați, am renunțat la paste, pentru că nu-i mâncam, mă, ca nardeală, nardeală se gătește. Se mănâncă o mâncare foarte calorică, înțelegi? Da. Eu nu puteam să mănânc nimic fără pâine, da? Îți dau un exemplu. Nu mai mănânc orez, cartof, lucrurile astea care îngrașă, știi? Și am renunțat la fructe. Nu mănânc decât mere, afine, mure și smeură. Sunt singurele fructe care nu conțin atât de mult zahăr. Am renunțat la toate să mănânc carne, legume, lactate. Mănânc tot timpul dacă vrei. Eu nu-mi țin, cum să spun eu, nu mănânc cu orele. Mănânc tot timpul. Am dat jos pentru că eu n-am ținut în viața mea un regim. Dar sport faci? Nu, unde să fac sport? Pentru asta trebuie timp să mergi la sală. Mă gândeam că mergi la sală să faci ceva. Nu, am fost o, nu știu, o dată la sală, vreo săptămână, dar m-am plictisit. Am reușit să slăbesc 15 kg în aproape 4 luni. M-am apucat de slăbit de ziua mea, în august, când... 42 de ani, da? 42 de ani, dar aveam la mulți 100, ani. 100, mersi, aveam 111 kg, măi, acum am 93. Ai un stil de viață mai dur, mai cazon? Adică mă refer, ai orele stricte la care te culci, la ore stricte la care te trezești? Tot timpul adorm la ora 2 noaptea, pentru că noaptea când mai am un pic de timp mai pictez. Eu am un proiect caritabil care a ajutat artiștii bolnavi. Am vândut niște picturi în diferite locuri unde eu am expus tablourile mele. Care este tematica acestor tablouri? Am pictat flori și case din diferite zone ale țării. Casele le pictez prin tehnica cuțitului, iar florile le pictez cu pensula. Cum decurge o zi din viața ta? O zi din viața mea, mă trezesc, beau o cafeluță. Atenție. La ce oră te trezești? La ora 11, pentru că mă culc târziu. Dar beau o cafeluță, nu cu lapte normal, cu lapte de migdale. E foarte gustos. Și apropo, toate salatele și toate mâncărurile pe care le fac, le fac cu ulei de cocos. Ăla nu conține colesterol, este cel mai natural ulei, dacă vrei. Asta că mi-am adus aminte acum de slăbitul meu, rețetele mele. Nimic fără Dumnezeu. Aceasta este deviza artistului. Ești un tip foarte, foarte credincios. Ai un duhovnic personal? Vreau să spun că duhovnicul meu a fost părintele Papacioc de la Mangalia. Ne-a părăsit de la Techirghiol, scuză-mă. La el mergeam de fiecare dată pentru că avea ceva, avea o bunătate pe chip. A
fost un duhovnic special, a fost extrem de iubit în România. În el am avut cea mai mare încredere, dacă vrei, da. Dar nu pot să zic că în momentul acesta am un duhovnic, da. Sărim de la una la alta, pentru că stilistul vestimentar al lui Fuego mereu a stârnit controverse și interes deopotrivă. Nu am un stilist, dar la spectacolele mele și la proiectele mele am colaborat cu cei mai mari creatori care au făcut creațiile pentru un întreg spectacol. Am colaborat cu niște oameni care au fost exemple pentru mine în creațiile vestimentare, știi? Se apropie Crăciunul, cum, unde îți vei... Împodobește, mamă, bradul și nu te întrista. Asta e seara la antenă, este seara ta. Domnule, cât e glume s-au făcut pe povestea asta cu bradul? Numai eu știu. Pune-l pe Fuego într-o cameră cu 10 brazi și dă un singur glob să împodobească bradul. Sau eu care am lansat piesele cu Măicuța, toată lumea se trage din... maimuță, doar Fuego din Măicuță, măi, asta a fost tare de tot. E un cântec care e scris pentru mama și tata și când mă gândesc la cântecul ăsta, mă gândesc la tata, că a plecat acum 8 ani de zile într-un infart miocardic, așa, în scurt, în 3 minute. Deci e un cântec care face parte din viața mea, din familia mea. Cum ar trebui să arate Crăciunul perfect în viziunea ta? De Crăciun vei fi acasă, vei fi plecat? De Crăciun suntem la Iași, la Casa Studenților. Eu termin după Crăciun, după anul nou, concertele astea. Dar ce vreau să spun, Crăciunul trebuie să fie o poveste frumoasă a familiei tale. Crăciunul trebuie să fie căldură, Crăciunul trebuie să fie iubirea, Crăciunul trebuie să fie totdeauna în familie. Noi suntem pentru că suntem artiști și îi facem pe alții fericiți. Câștigi suficient, nu? Da, ce? Câștigi suficient. Dacă... Las-o pe asta cu câștigatul, că în profesia asta, cel puțin pentru mine, nu contează banul. Cheltuiești mult? Nu sunt un cheltuitor. Port haine, cum să spun eu, nu-mi place să mă îmbrac în haine de firme, de astea scumpe, nu știu ce. Îmi iau haine normale. Știi că de-abia aștept să ajung acasă să stau în pijama? Oglindă, oglinjoară, cine gătește cele mai bune sarmale din țară? Cum face bunii sarmalele ardelenești, nu le face nimeni în viața asta. Cum face bunii cozonacul cu nucă și cu mac, nu-l face nimeni. Asta pentru că de mic am mâncat mâncarea bunicii, că ea m-a crescut până la 10 ani. Și ultima întrebare, cum te simți cu sănătatea? Sunt foarte bine, sunt sănătos. De când am slăbit și pot să mă mișc, aveam un pic colesterolul la limită, știi? Că cu toții avem colesterolul la limită, mi s-a reglat inclusiv chestia asta, colesterolul, și sunt extrem de bucuros pentru chestia asta. Nu-mi doresc decât să fiu sănătos, să fiu împlinit și să urmăresc Extra Night Show, să-l văd pe Dan Capatos cum își aduce invitații de onoare în platou. Vă pup pe suflet pe toți! Pa, pa, pa!